Sfântul cuvios mucenic Ștefan cel Nou a fost ucis pentru fermitate mărturisirii sale în timpul controversei iconoclaste. Biserica a fost confruntată în cel de-al 8-lea și al 9-lea secol de o luptă susținută de puterea politică imperială bizantină împotriva celor care susțineau ortodoxia cinstirii sfintelor icoane. Despre mărturisirea martirică a Sfântului Ștefan cel Nou avem informații din viața sa scrise la câțiva ani după martiriu de către un omonim al său, Ștefan al Constantinopolului. Sfântul Ștefan s-a născut în anul 715 în Constantinopol. A fost un tânăr evlavios care s-a hotărât din tinerețe să devină monah. A intrat întâi sub ascultarea duhovnicească a unui pusnic. După moartea părintelui său spiritual, a intrat în mănăstirea de pe muntele Sfântului Auxentie din Bitinia, undeva în apropierea Calcedonului. Aici, după ceva vreme, pentru iscusința sa duhovnicească a fost ales egumen. În timpul său, cinstirea Sfintelor Icoane era condamnată de către puterea imperială. Mai mult, o serie de episcopi care erau de acord cu această poziție s-au întrunit într-un sinod de la Hieria în anul 573 și au luat o serie de hotărâri care condamnau pe apărătorii Sfintelor Icoane. Ștefan, plin de râvnă pentru dreapta credință, nu a pregetat să critique public pe împăratul Constantin al V-lea. În luna iulie a anului 762, lui Ștefan i s-a cerut în mod expres să accepte canoanele sinodului de la Hieria. Ștefan a refuzat în cel mai ferm mod. A fost dus întâi, în mod forțat, la mănăstirea Hrisopolis, lângă Constantinopol, iar de aici a fost trimis în exil în insula Proconesus, unde doar mama și sora sa aveau acces la el. În anul 763 a fost dus înapoi în Constantinopol și pus în închisoare unde se aflau mai mult de 300 de monahi arestați pentru credința lor în ortodoxia cinstirii Sfintelor Icoane. Mulți dintre aceștia purtau pe trupurile lor semnele persecuțiilor crunte, însă toți erau luminoși și fermi în mărturisirea lor. Pe 28 noiembrie, în anul 764, în timpul ceremoniilor dedicate împărătesei Eudoxia, Sfântul Ștefan cel Nou a fost ucis. Biserica nu a uitat însă mărturisirea sa. Faptul că astăzi Sfintele Icoane sunt prezente în bisericile și casele credincioșilor se datorează și jertfei vieții unor astfel de martiri ai dreptei credințe în Hristos.